Marco Reus a anunțat că o va părăsi pe Borussia Dortmund după 13 ani petrecuți la formația germană. Vestea asta a șocat întreaga lume a fotbalului, pentru că Marco Reus, jucătorul pe care nimeni nu l-ar fi văzut plecat de la Borussia Dortmund, oficial nu-și va mai renoi contractul și va fi free agent, liber să semneze cu orice echipă își dorește. Ei bine, în acest episod îi vom resimula cariera lui Marco Reus, pentru că știți foarte bine, Marco a jucat majoritatea carierei la Borussia Dortmund și nu a apucat să semneze și el cu altă echipă. Așa că vă voi respecta dorința, pentru că am pus o postare pe comunitate în care v-am întrebat dacă să-i resimulăm cariera sau nu, iar după 2000 de voturi, rezultatul a fost clar că o resimulare ar fi perfectă. Așa că începem totul nu la Borussia Dortmund, cum poate v-ați fi așteptat voi, ci la Borussia Mönchengladbach, dar trebuie să vă mărturisesc că aceasta nu este prima echipă din cariera lui Marco Reus, însă echipa la care și-a început el cariera nu mai este în FC24, este echipă din Liga 4 din Germania, așa că va trebui să începem cariera lui Reus aici la Borussia Mönchengladbach. Are ratingul de 67, primul rating pe care l-a avut tocmai la FIFA 10, cred că primul FIFA în care am avut și Ultimate Team, ca să vă dați seama cât de bătrân este Marco Reus. Acum are doar 19 ani, 67 overall, left winger. Și o să-i dăm prima oară un development plan și are pace-ul foarte mic, așa că eu cred că ar trebui să umblăm foarte mult la acest pace, dar hai să mergem și pe shooting inverted winger, o să lucrăm aici, cred că puteam să-i, să-i scad mai mult shooting-ul, dar nu mai contează. Echipa celor de la Borussia Mönchengladbach arată foarte ciudat după părerea mea, au o defensivă, nici nu pot să zic bunicică, mediocră, dar măcar știm sigur că Marco Reus cel mai probabil va fi titular, nu mai este vreun alt left winger la echipa asta, ceea ce este perfect pentru Marco. Și haideți să vedem ce îi va rezerva primul său sezon. Acest clip îl postăm luni și probabil v-ați fi așteptat să fie o simulare de carieră cu Imogen, care a fost cel mai apreciat comentariu la ultimul clip cu Teo Zeciu, însă va veni și cariera lui Imogen, stați voi liniștiți, în această miercuri, iar mâine urmează din nou un clip senzațional despre care nu o să vă zic foarte multe. Și nu în ultimul rând, vă urez și vouă Paște fericit, Hristos a înviat, sper că ați petrecut sărbătorile astea și petreceți vacanța dacă mai aveți în continuare cu familia voastră, așa am făcut și eu, de-aia nu am pus nici sâmbătă, nici duminică, dar am început misiunea Leone la Caritabil și azi deja suntem în ziua 3, așa că dacă vreți să mă susțineți, urmăriți și seria aia pe TikTok, Insta și YouTube Shorts. În fine, haideți să mergem la primul sezon din care lui Marco Reus, nu uitați de like, 500 de like-uri la o simulare bombă. Așa băieți, am terminat de simulat primul sezon din care lui Marco Reus, haideți să-l vedem la Borussia Mönchengladbach, cum s-a descurcat? Ei bine, băi, surprinzător la ce echipă aveau locul 5, mi se pare super, Borussia Dortmund, echipa de la care o să plece Reus, a terminat pe primul loc în clasament, Leverkusen chiar sub noi, ok, interesant, Bayern pe 2, în Cupa Germaniei Frankfurt a câștigat, noi cu Mönchengladbach n-am fost în nicio competiție europeană, dar haideți să-l vedem până una alta pe Marco Reus. Ei bine, creștere exponențială, domne. 17 goluri, 6 asisturi, cred că cele mai multe meciuri, aproape cele mai multe meciuri le-a avut Marco Reus, 34 de partide, 75 overall plus 8 a avut nebunul. Mamă, dar a crescut shooting-ul ăsta 84. E goalgetter. Ia, cum ar fi să-l facem atacant pe Marco Reus? În cât timp s-ar face atacant? 28 de săptămâni, vezi că nu-i deloc mult, nu-i deloc mult 28 de săptămâni, dar lăsăm left winger, o să încercăm să creștem viteza aia ca să fie cât se poate de realistic. Da, i-am crescut shooting-ul prea mult, dar un sezon excelent pentru Marco Reus și mergem spre sezonul 2 și cred că putem să rămânem chiar la Borussia Mönchengladbach. Nu aș pleca încă de la această echipă, așa că mergem direct la finalul sezonului numărul 2. Așa băieți, sezonul numărul 2 simulat din cariera lui Marco Reus la Borussia Mönchengladbach și locul pe care le ocupă Borussia este locul 8, da, au căzut bun, hai că plecăm de la ei sezonul viitor. Leverkusen câștigă campionatul, ok, interesant. Cupa Germaniei n-am luat-o, am fost cred că în Conference League poate, în Europa League poate, da, am terminat pe locul 3. Înseamnă că am fost în Conference League. Da, însă ne-a nenorocit, ne-a nenorocit Fiorentina. Bun, haideți să vedem pe Marco Reus, pentru că până la urmă de el ne interesează. 17 goluri, exact așa anul trecut, plus 7 overall din nou. Senzațional, are potențialul ăla mare, 88.
care l-a ajutat să crească de mult. Uitați voi ce passing are, mânca vași gurițica voastră. Ideea e că trebuie să-i creștem viteza aia și nu prea știu cum. Dar vom vedea în sezoanele următoare în care Marco Reus va fi la o altă echipă și sunt curios dacă prima echipă care face ofertă pentru Marco este Borussia Dortmund. Ar fi ceva amuzant, dar nu cred. Haideți să vedem unde va pleca Reus în sezonul numărul 3. Și uite că primele două oferte pe care le primește Marco Reus sunt din Italia, de la Juventus și de la Napoli. Ok, Napoli cred 100% că l-are pe Kvaratskhelia, dar haide totuși să aruncăm un ochian peste echipele acestea din Italia. Ia uite, Italia. Uite Italia, mă, hai să vedem. Juventus, Napoli prima oară. Napoli îl are pe Kvaratskhelia, da, deci ar fi o fundătură să mergem la Napoli, chiar dacă au o echipă într-adevăr bună, dar Kvaratskhelia este de neînlocuit, iar Juventus îl are pe Sule, ok, Federico Chiesa, care cred că ia fața, da, deci din păcate niciuna dintre aceste două oferte nu este în regulă pentru noi, da. Nu vom accepta nicio ofertă. Ce urmează? O ofertă stelară de la Paris Saint-Germain sau de la RB Leipzig. Ei bine, este clar, nu știu dacă aș vrea să rămână în Germania. Ar fi ceva ce s-ar asemăna cu ce a făcut Reus în viața reală, pentru că el a plecat de la Mönchengladbach la Dortmund. Cred că am trecut de RB Leipzig. RB Leipzig, ok. Leipzig l-are pe Gulaș și... Tavi Popescu, i-am luat fața lui Tavi Popescu. Da, sincer nu prea mă interesează atât de mult, nu-mi place foarte mult RB Leipzig, aș vrea să țin campionatul. Hai să mergem direct la Paris Saint-Germain, care nu la OM, frate, nu la OM, la Paris Saint-Germain. Parisul îl are pe Barcola, care ia fața lui, mamă, e și Oyarzabal, continuare Mbappé, Donnarumma, da, o echipă foarte bună. Niciuna dintre aceste oferte nu-mi place, așa că nu o să acceptăm niciuna. Și vine o ofertă din Premier League interesantă de la Newcastle, care îl oferă și pe Fabio Miretti, un mijlocaș foarte bun. Eu sincer aș vrea să rămână Miretti acolo. Haideți să vedem Newcastle, cred că l-are pe Barnes, dacă nu mă șel eu. Barnes, dar este mai slab. E și Anthony Gordon. Portarul Nick Pope, care e bunicel. Defensiva, îmi place ce văd la defensiva asta. Băi, am putea să facem schimbarea, mamă, l-au și pe ce oamenii, și să-l facem pe Marco Reus right winger, pentru că el în începutul carierei sale chiar a fost right winger la un moment dat. Și astfel am putea să jucăm și cu Anthony Gordon și cu Marco Reus. Așa că vom pleca la Newcastle, pentru că de obicei nu prea plecăm la Newcastle atunci când facem simulări de carieră. Așa că Marco Reus, welcome to Jordis, că așa sunt chemații. Așadar mergem în Premier League la Newcastle United, echipă unde, cum am zis, să-l punem pe Reus în partea dreaptă. Deci Reus va fi în partea dreaptă a atacului celor de la Newcastle United. La mijloc va intra Miretti, pe care l-am păstrat aici, ce oameni, ce-mi place. Mai e și Shar, bineînțeles, dar va juca Kimpembe. Fofana, asta nu știu ce să fac cu el, aș băga și pe el titular, dar nu mai contează. Davis, fundaș stânga, dreapta, Livramento, Pop în poartă. Băi, este o echipă care top 5 ar trebui să prindă în Premier League, sincer. Ar trebui să prindă top 5 cel puțin în prima ligă din Anglia. Și Marco Reus o să-i schimbăm ăsta să fie right winger, o să-i schimbăm development plan-ul. Right winger. Bun, în 2 săptămâni, perfect. Acum l-am dat înapoi la 82 overall, înnebunise omul meu, deja se vedea la 90, prea devreme, frate, prea devreme. Ok, simulăm sezonul numărul 3 al lui Marco Reus aici în Anglia, unde vremea nu e foarte frumoasă. Așa, băieți, ajungem la finalul sezonului numărul 3 la Newcastle, primul la Newcastle, al treilea din care a lui Marco Reus. Haideți să vedem cum s-a jucat Newcastle în Premier League prima oară și vedem că avem primul trofeu din cariera lui Marco Reus, fotbalist care locul 8 în Premier League. Ce voiam să zic este că Marco Reus
poate în acest sezon să câștige Champions League-ul dacă Borussia Dortmund ajunge în finală, evident, lucru care este destul de probabil și ar face la fix 10 ani, 11 ani de la finala pierdută cu Bayern München, când din nou era la Borussia Dortmund. În fine, lăsând fotbalul din realitate la o parte, ce s-a întâmplat cu Newcastle, frate? Efectiv locul 8 cu echipa aia, Arsenal campioană, Emirates FA Cup este a lui Manchester City, Carabao este a lui Barrow din Liga 2, nu știu de unde, dar măcar Europa League, deci primul trofeu din cariera lui Marco Reus. Vine aici la Newcastle după ce a trecut de primul loc în grup, au bătut-o pe Liverpool 4-2 la general în runda 16, în sferturi am trecut de Braga 4-1, în semifinale de AC Milan și în finală am câștigat întreaga competiție, lucru foarte tare și înseamnă că Newcastle va fi în Champions League anul viitor, dar mă așteptam să aibă o performanță mai bună și nu știu ce s-a întâmplat cu Marco Reus, cred că a fost accentat, arată minus 5, dar de fapt a crescut doar cu plus 2 în acest sezon, Marco. Nu înțeleg de ce a jucat mai mult Almiron, poate la un moment dat s-a accentat al nostru Marco și de asta trebuie să intre Almiron. În fine, este o echipă clar în dezvoltare aici la Newcastle și nu aș putea să plec chiar din primul sezon, așa că vom mai rămâne încă un sezon la Newcastle United și să vedem dacă reușesc, nu știu cum să le zic, Jordis, că așa e proiectul lor, să câștige poate chiar Champions League-ul și Marco Reus în principal să câștige Champions League-ul. Hai să vedem sezonul numărul 4 din cariera lui Marco. Așa băieți, al doilea sezon și al patrulea sezon din cariera lui Marco Reus, suntem la Newcastle, al doilea sezon la Newcastle, ați înțeles voi ideea. Haideți să vedem în anul 2027 cum s-a descurcat Marco. Ei bine, aproape să câștige Premier League-ul, doar 7 puncte le-au lipsit celor de la Newcastle. Locul 2 în Premier League nu e chiar atât de rău, mai ales când competiția ta este Manchester City. În rest, n-au făcut mare lucru în celelalte competiții. City, Arsenal, finala Champions League, Newcastle a fost pe primul loc în grupa asta, Inter de-abia pe 3. În runda 16-a însă și-a luat bătăiță de la Real Sociedad, care a fost învinsă de Manchester City cu un uluitor 8-1. Haideți să-l vedem totuși pe Marco Reus, cum a crescut, câte goluri a marcat. Ei bine, 16 goluri, 4 asisturi, mai slabe statisticile sale decât la Borussia Mönchengladbach, dar 90 overall îl propulsează în a deveni unul dintre cei mai buni jucători din lume, right winger de 90 overall. Da, ideea e, ce mai facem acum? Mai rămâne la echipa asta lui Newcastle sau plecăm? Așa arată primul lor 11, Nick Pope ăsta începe să scadă, dar e Mantella ăsta de 84, în rest e Miretti, e Palacios, băi, eu i-aș mai da încă o șansă lui Newcastle. Pentru că oricum e o echipă cu care nu foarte mulți fotbaliști semnează, cel puțin în acest moment, că încă n-au băgat banii aia mulți rău de tot arabii, dar i-aș mai da o șansă lui Newcastle, poate câștigăm ceva cu ei. Manchester City e campioană în Champions League, dar poate noi o să fim în anul viitor, în 2028, o să vedem și nominalizările la Balonul de Aur, probabil nu vom câștiga, dar măcar nominalizările, sezonul numărul 5, acum. Și uite că creierașul ăsta face minuni. Alegerea noastră de a rămâne la Newcastle ne aduce o finală UEFA Champions League care va fi împotriva celor de la PSG. Ok, 3 iunie 2028. Haide să vedem, Marco. Poți să câștigi trofeul pe care poate să-l câștigi în viața reală, n-avem de unde să știm. Înainte de asta, hai să ne uităm tu puțin ce echipă are PSG, Barcola, Mbappé, Dembélé, cam schema veche. Iar la noi, Marco Reus s-a mai crescut doar până la 91, n-a fost nominalizat la Balonul de Aur, de asta nu vi l-am arătat. Isak aici, bam bam, Miretti, hap 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 hap, e perfect echipa asta, nu se poate mai bine de atât, așa că o să-i dăm quick sim și să sperăm că Newcastle... Din păcate, am sperat degeaba, Newcastle pierde finala Champions League. Marco Reus chiar marchează în acest meci, dar este degeaba. PSG-ul câștigă fără Mbappé pe lista marcatorilor, ceea ce este destul de interesant, da. Din păcate, n-am reușit să câștigăm finala Champions League, mai avem șanse, am terminat pe locul 2 în grupa asta. Apoi am bătut-o pe Milan 3-2 la general, am trecut de Dortmund 3-1. Și de Inter cu 4-2, iar în final ați văzut și voi ce s-a întâmplat, nu mai e rău să ne mai uităm. Haideți să vedem în Premier League. Bă, bine, campionatul, măcar un trofeu.
Măcar un trofeu câștigăm și noi sezonul ăsta, Premier League-ul cu Newcastle United, care cred eu că era mai greu de câștigat decât UEFA Champions League-ul, nu știu, așa cred eu, poate că mă înșel. Newcastle ajunge de la locul 8 chiar la primul loc și asta cred că îi se datorează mare parte lui Marco Reus sau Alexander Isak. Marco Reus aici, 17 goluri, 11 asisturi, 24 de ani, nu înțeleg de ce nu mai crește. Ar trebui să-i pornească din nou creșterea, mai ales după sezonul ăsta, că a fost un sezon bun. În orice caz, noi vom pleca de la Newcastle United. A fost frumos cât a durat, dar orice poveste are și un sfârșit. Și haideți să vedem ce echipă și-l mai dorește acum pe Marco Reus. Probabil poate intra titular efectiv oriunde, așa că haideți să vedem unde ajunge Reus. Și prima ofertă pe care o primește Marco Reus e de la Atletico Madrid. Foarte interesantă, pentru că Atletico chiar a fost în grupă cu noi și a terminat peste noi în grupa de Champions League. Haideți să vedem cum arată Atletico în acest moment al carierei. E bine, portar, Jan Oblak și Horațiu Moldovan ieșele pe aici. În atac e Joao Felix, cum vrei să zici, Alejo Veliz, Julian Alvarez, interesant. Rodrigo de Paul, Guimares, se mai află și aici, Copciu, Toma Lemar, Neto Rabiot și fundaș, Lucas Hernandez, Arnau Martinez, ok, ăștia îmi plac. Dar central e Sule cu Timber. E bună, dar se poate și mai bine. Nu o să acceptăm oferta lui Atletico. Și Leicester City, care tocmai ce a promovat în viața reală în Premier League, oferă 166 de milioane și e și Paris Saint-Germain aici, care... Băi, n-am mai fost de mult la Paris Saint-Germain. De când facem noi simulările și așa cu youtuberi, nu am mai fost de mult la Paris și cred eu că ne-am potrivit de minune în acea echipă. E Barcola aici, Dembele, care nu are cum să ne ia fața, Kylian, bineînțeles, Camavinga, Lee Kang-in, Xavi Simons și fundaș e Balde, e și Marquinhos, e și cam atât, dar e în continuare Donnarumma, da. Îl face pe Marco Reus un pic trădător, hai să zicem așa, pentru că semnăm cu echipa care ne-a bătut în Champions League și anume Paris Saint-Germain. Vamos! Sau, nu știu, au revoir! Așa că după 3 sezoane minunate petrecute la Newcastle United, unde am prins finala de Champions League, am câștigat Europa și am câștigat Premier League-ul, Marco Reus semnează cu cei de la Paris Saint-Germain, unde va fi, bineînțeles, coleg de echipă cu Kylian Mbappé. Marco Reus aici și a titular, Barcola în stânga, cred că îl băgăm și pe Xavi Simons aici în primul 11 și Lee Kang-in, cred că aș putea să joc chiar cu amândoi, ia uiteți, Simons, Lama, Camavinga, fundașul în mijlocaș central, pe fundaș central nu stau foarte bine, nici pe fundaș dreapta, fundaș stânga e foarte bun Balde, Donnarumma și el, bineînțeles, superstar. Așa că hai să-i dăm și un development plan lui Marco Reus, poate mai crește acolo în overall. Nu o să fie nominalizat la Balon de Aur pentru că am făcut transferul de la Newcastle la Paris Saint-Germain și vedem că da, nu mai crește atât de mult. Asta este, mergem în continuare cu ăsta sau cu... Hai că mergem cu inverted winger, în fine. Da, simulăm sezonul numărul 6 din cariera lui Marco Reus. Dar ce să vedem, fraților, din nou finala de UEFA Champions League, transferul la Paris Saint-Germain ne aduce din nou șansa să-l avem pe Marco Reus câștigător al celebrului trofeu de campion pe Champions League, ce n-ai bat, băi, dar în fine, nu mai contează. Haideți să vedem, opa, Barcola are roșu, dar e bine că e Dembele aici, rezervă. Marco Reus a crescut până la 92 overall, în rest echipa arată cât se poate de bine. Bun, haideți să simulăm, frate, a doua șansa lui Marco Reus să fie câștigător de Champions League. Din nou marchează în finală, dar Juventus câștigă Champions League-ul. Doamne, cât ghinion are Marco Reus. Două finale jucate, două finale pierdute. Iar Paris Saint-Germain a ieșit pe primul loc din această grupă. În runda 16 a bătut pe Bayern München 4-2. În sfertul a trecut de Liverpool 6-3. În semifinale 6-4 a trecut de Internaționale Milano. Și în final a fost prăpădită de Juventus Torino.
În campionat s-a trebuit să fim câștigători, dar asta nu se punea problemă. Super Cupa Franței e luată de PSG, Cupa tot de PSG, deci da. Iar Super Cupa Europei tot de PSG. Deci teoretic au fost 4 trofee luate de Royce aici, dar nu sunt chiar cele mai bune. Și ca goluri marcate, n-asta deloc rău, 21 de boabe, 19 asisturi, mai multe goluri Mbappé era logic, dar ușor, ușor să se retragă și Broscoel, așa că să-i facă loc lui Marco Reus aici. În continuare să rămâne la PSG, pentru că nu cred că... Opa. Nu o să rămâne la PSG. Ah, ce prostie. Marco Reus a semnat un precontract cu cei de la Napoli. Da, nu a fost atent și asta se întâmplă, a avut... Cum să ai, frate, contract doar pe un an? În fine, da, mergem la Napoli. Așadar, ajungem la una dintre primele echipe care l-au dorit pe Marco Reus încă de când acesta era la Borussia Mönchengladbach. Deci, știi cum e, dacă vrei ceva, chiar poți să îndeplinești. Nu știu ce am vrut să zic, în fine. Reus intră titular și este bine că în continuare l-avem pe Varaschelli, Osimhen și acum Reus, o tripletă magică, aș putea spune, în atacul lui Napoli. Au portar, fundaș central au, să zicem, fundaș stânga îl au pe Meyer, dreapta Mazraoui, Enzo Fernandez la mijloc, Zambo Anguissa și el. Se putea mai bine mijlocul ăsta. Da, e și Julian Alvarez aici, ceea ce e interesant pentru că o să-l bag în echipă și o să-l urcăm aici să fie center forward și o să fie mai bine așa cu el. CDM în continuare, Fernandez te coborăm un pic mai jos să aibă sens. Da, e cam urățică echipa cum am poziționat-o eu, dar înțelegeți voi care este ideea, e un fel de 4-2-4, dar dacă totul avem și pe... Osimhen, n-aveam cum să nu-l jucăm titular. Bun, haideți să mergem la Marco Reus. Nu o să vedem, din păcate, din nou dacă este nominalizat la Balonul de Aur. O să mă uit, dar cel mai probabil nu o să fie. O să mergem în continuare pe un support winger. De ăsta, development plan-ul lui a fost destul de liniștit mai nou și a primit, uite, deci la PSG a avut doar un singur an contract, aici la Napoli direct 4. N-are niciun sens. În fine, simulăm sezonul numărul 7 din care a lui Marco Reus. Poate din nou ajungem în final Champions League, dar nu cred. Și am ajuns la finalul sezonului numărul 7 cu Marco Reus și avem o finală de Conference League, ceva ce nu prea vedem în simulări de carieră, așa că haide să vedem ce face Marco Reus. Măcar Conference League o să crește și el. Mamă, firar să fie Osimhen accidentat. O să-l băgăm, pe cine să băgăm noi, băi frate, că nu-mi place echipa asta atât de mult. O să-l băgăm pe Nguange ăsta, în Nguangă, și pune și noi, facem așa, și punem center forward, perfect. Și facem pe Alvarez tot center forward. Sau habar n-am, nu știu, asta e, n-am ce să fac mai mult de atât. Haideți să vedem, finală cu Marseille de Conference League. Incredibil. Băi, Reus, ce e cu ghinionul ăsta, mâncați-a jurat? Într-adevăr, a câștigat finala Europa League, parcă nu, cu Newcastle, dar de atunci, pe plan european, nici măcar Conference League nu putem câștiga. Nu-mi vine să cred, frate, acest lucru mă supără foarte mult. Napoli a fost pe primul loc în grupa asta de Conference, după aia a trecut de Beşiktaş, după aia a trecut de Chelsea, care a ajuns în Conference, și semifinalele de Barcelona, mamă, deci Barcelona în Conference League, foarte tare. Bun, haide să vedem... În seria pe ce loc am terminat? Pe loc cu 2, băi frate, puteam să câștigăm serie A, o egalitate de puncte cu Roma. Copa Italia, paolo, tot Roma ne ia fața. Champions League-ul, finală City, PSG, normal. Normal, păi dacă n-am fost atenție în final. Haideți să vedem pe Reus cum s-a desurcat. 14 goluri, 15 asisturi, n-a avut atât de multe contribuții, dar 93 overall îl propulsează acolo și o să rămânem la Napoli, pentru că sunt curios dacă putem câștiga Champions League-ul cu ea. Avem ultimul sezon din care a lui Marco Reus, vom vedea Balonul de Aur și după aia finalul sezonului, haide să vedem ce se întâmplă. Și uite că fix în ultimul sezon prinde Marco Reus finală de UEFA Champions League, probabil cu cea mai slabă oponentă dintr-o finală de Champions League posibilă, Red Bull Salzburg, nici măcar Leipzig.
Care, uitați și voi ce echipare. Păi cum au ajuns, mă, ăștia în finala Champions League? Nu mai contează, important e ca Marco Reus să rupă odată blestemul ăla, să câștige și el Champions League-ul. Cam asta e cea mai bună echipă pe care o putem pune la cale. Așa că, stai să scoatem pe Mazraoui acolo, de pe banca de rezerve. Ăsta, de fapt, Bouchard ăsta să intre fundaș central. Bun. Hai, Marco, măcar acum. După două finale pierdute de UEFA Champions League, în sfârșit a treia e cu noroc, a fost și scos în minutul 76 de pe teren Marco Reus, dar asta nu mai contează. În sfârșit câștigăm Champions League-ul cu el și uitați și voi, am terminat pe primul loc în grupa asta cu Manchester United. După aia am bătut-o pe City 2-1 la general, pe Real Sociedad 4-0 la general, am trecut de Napoli 3-1 și în finală îi învingem cu un scurt 1-0 pe cei de la Red Bull Salzburg. Iar în Serie A, Napoli este campioană. Perfect, perfect. Super cupă câștigată și asta. Copa Italia o ia Lazio, dar asta nu mai contează. Un sezon foarte bun. Ultimul sezon al lui Marco Reus din cariera sa. 24 de goluri cu 24 de asisturi. Și vom simula până la decernarea banului de aur, pentru că simt că Marco Reus îl poate câștiga. Deci hai să vedem dacă câștigă Marco Reus banul de aur. Și avem tripleta lui Napoli nominalizată la banul de aur. Marco Reus, Osimhen și Kvaratskhelia. Care dintre acești trei va pune mâna pe trofeu? Ei bine, este momentul să aflăm, pentru că avem animația. Și Marco Reus este balonul de aur 2031. Ha, le-a luat fața lui Osimhen și Kvaratskhelia și am reușit să câștigăm și Champions League-ul și balonul de aur cu Marco Reus, lucru care nu credeam că se mai întâmple, mai ales după transferul la Napoli. Nu mă aștepta niciodată ca fix acest transfer să ne aducă cel mai bun an al lui Marco Reus în FC24. Vedem ce fericit e Marco. L-aplaud acolo, nu știu, colegul său, habar n-am cine era. Bravo, Marco Reus! Hai să vedem și finalul acestui sezon. Și senzațional, lovește din nou Marco Reus. Finala de Champions League în fața fostei sale echipe Paris Saint-Germain, practic echipa de la care a plecat și a ajuns la Napoli. Și este momentul să câștige oare din nou Marco Reus Champions League-ul. Asta este echipa, oameni buni și dragi. Cam în mare parte asta e echipa. Da, asta este echipa. Câștigă oare Marco Reus back-to-back UEFA Champions League? Da, bă, da! Bine, mă! Câștigă Napoli, învinge pe cei de la Paris Saint-Germain 1-0 ca și anul trecut. Julian Alvarez, marcator pentru Napoli. Și italienii, cred că mi s-a stricat jocul, că se încarcă cam greu astea, au ieșit pe primul loc din grupa asta. După aia, în runda 16, au bătut pe Red Bull Salzburg, finalista de anul trecut. În sferturi, au trecut de Newcastle, o altă fostă echipa lui Marco Reus, 3-2. Au trecut de Arsenal, 2-1 la general. Și în final ați văzut și voi, Napoli câștigătoare Champions League. Deci, două finale pierdute, două finale câștigate pentru Marco Reus în UEFA Champions League. Din păcate, campionatul este luat de AC Milan. Supercupa este luată de Lazio, Copa Italia de Inter și Supercupa Europei este luată de Napoli. Deci, până la urmă, pe ruta asta de Champions League suntem cei mai buni și Marco Reus termină cariera sa cu 8 goluri, 14 asisturi. Nu mai contează, asta a fost episodul, băieți, sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe like, share și pa, pa!